astăzi la ora de cripto. Să vedem cum arată piața în această zi de luni, iar Bitcoin se la aproape 39.000 de dolari și cam toate altcoin-urile au un foarte mic bounce. Să merge prima dată pe Bitcoin. Înainte să mergem pe Bitcoin, nu uitați să lăsați un like și un comment, deoarece mă aștept foarte mult la creșterea acestui videoclip și implicit a canalului. Bun, înainte să mergem pe Bitcoin să înțelegem de ce este mișcarea asta în sus. Ei bine, în America este ziua președintelui. Și astăzi sunt închise, și bursele și bugetarii sunt liberi. Să vedem ce este această zi a președintelui. În fiecare an, a treia zi de luni din februarie este desemnată ca ziua președintelui, o sărbătoare federală stabilită inițial în 1885. Data a fost aleasă pentru a marca ziua de naștere a președintelui George Washington. Și este în general văzută ca o zi pentru a sărbători și a aminti realizările tuturor președinților americani. Și uh, bursele sunt închise, bugetare, sunt liber și practic, este un weekend prelungit în America. Și vă spuneam că în weekenduri, de obicei, nu prea sunt uh, foarte adevărate, mișcările, Adică dacă avem un pump agresiv, de obicei, ne corectăm lunea sau marțea. Și atunci bursele sunt închise și Bitcoin își face, își face, puțin de cap în aceste momente. Și dacă uităm pe timeframe-ul de o oră, Bitcoin a mers chiar foarte agresiv de la 37.500 de dolari până în 39.000 de dolari. Dar dacă ne uităm și pe daily, nu prea este un volum foarte mare. Și astfel că mișcarea asta ce o vedem pe piață nu prea mă încântă, Adică Aș prefera să văd cum o să arate Bitcoin și piața mâine după 4, după 5 sau miercuri, dar aș mai aștepta, nu m-aș uh, hazarda da, să spun că e bottom-ul aici și deja mergem moon, da? Uh, aș mai aștepta, dar să analizăm, să vedem uh, totuși cum arată piața în acest moment. Și dacă punem un Fibonacci de la cel mai jos prag până la cel mai înalt, Vă spuneam de acest prag, la 0618 pe Fibonacci, pe la 37.900 de dolari și uh, cât de cât Bitcoin a ținut acest prag uh, ieri, astăzi și a închis peste și încă este peste 37.900 de dolari și este un prim lucru destul de bun pentru uh, Bitcoin, dar nu prea mă încântă sincer să vă spun și aș aștepta mâine și poimne repet acest lucru și practic putem vedea că a spart și acest prag de suport dar la spart și momentul de față îl retestează și nu m-ar mira ca mâine după masă să scădem din nou după această retestare da? dar am mai putea face și acest lucru dacă ar fi să da? facem așa ceva și atunci vedem că face un bounce de la suport și aici și aici și potențial și aici cu toate că nu prea cred, dar să sperăm. Vom vedea zilele următoare. Dacă faci un bounce este totul ok și de aici putem să testăm din nou EMA la 40.000 de dolari. Dar nu prea cred acest lucru. Și ca să fim și mai bullish, măcar, măcar pe termen scurt, aș vrea să treacă de EMA pe 4 ori, adică de 41.000 de dolari. De acolo o să fiu bullish pe termen mai scurt. Dar de obicei când vedem scădere atât de mari, pe Bitcoin uh, și atât de rapide nu prea ne revenim instant adică ne-am ne coborât repede, direct să mergem peste și după aceea ne continuăm creșterea dar nu prea se întâmplă asta și de obicei mergem jos, să retestăm și trendul este tot în jos și haideți să vedem cum a închis Bitcoin ziua tot sub EMA Ribbon pe daily rămâne încă bearish Mergem pe 3 zile, deci fiecare luminare reprezintă 3 zile și aici a găsit un prag de suport pe 3 zile la EMA 200. Se aliniază perfect 06.1 pe Fibonacci cu acest EMA 200 undeva pe la 38.000 de dolari, unde este un prag cât de cât mai mare și poate să stea aici câteva zile. După aia mergem pe weekly. Pe weekly la fel, încă sub EMA Ribbon, încă suntem în bear market. Și pe month, vom vedea o închidere peste 7 zile și 8 ore. Rămâne de văzut dacă vom închide pe roșu sau pe verde. Dacă vom închide sub 38.400 de dolari, vom închide a patra lună consecutivă pe roșu. Și nu am mai avut 4 luni consecutive pe roșu de, de pe aici, de, din bear marketul precedent de aici, de prin 2018. Dar rămâne de văzut dacă va închide pe roșu sau pe verde. Bun, da? Deci asta este părerea mea. Aș mai aștepta câteva zile, nu m-aș azarda. Dar aș mai vrea să vorbim niște, de niște lucruri foarte interesante și anume... Să înțelegem ce se întâmplă în lume și vedem și o știre, în Turcia este inflația de 50%, de oamenii, sunt în pragul, oamenii sunt în pragul disperării, nu înțeleg cum pot supraviețui. O criză economică fără precedent macină Turcia. Cu o inflație record de aproape 50%, oamenii se întreabă disperați până unde vor mai urca prețurile. Unii dintre ei își mai permit să mănânce carne doar o dată pe an urmăriți un raportaj, bla bla bla. A, da, asta este un pic și umflată, bineînțeles că știm cum face presa, dar trebuie să înțelegem contextul, adică inflația este la aproape 50% în Turcia. Bun, în România. În România, în februarie, inflația a ajuns la 8,4% și deja s-au mărit ratele la bănci, deja s-a mărit roborul și cred că Mulți dintre voi a simțit majorarea ratelor și o să tot crească ratele în acest an pentru a combate inflația. Și în inflația, inflația în America vă tot spunea că este la maximul ultimilor 40 de ani, la 7,5% și din martie, mai mult ca sigur, se vor mări la fel și ratele băncilor din America și practic o să facă tot ce se poate pentru a combate această inflație. Și vedem că și în România deja s-a majorat, cum vă spuneam, BNR a majorat dobânda dacă cu cât vor crește ratele și ce ar însemna o inflație de 2%. BNR a majorat dobânda dacă e cu a jumătate de procent, puncte procentuale mai mult decât se așteptau analiștii, urmând ca din 10 februarie să ajungă la o valoare de 2,5% pe an. Bun. De exemplu, ne uităm și în Europa. Cât este inflația? Dacă ne uităm în Europa, cea mai mare inflație este în Turcia, de aproape 49%. După a vedem Moldova, Lituania, Estonia cu 11%, Belarus cu 10%, Ucraina cu 10%, Cehia și după România aici cu 8,35%. Asta este în ianuarie. Și vedem că toate cele se luptă cu inflație, deoarece au fost susținute foarte sus, s-au printat bani, da? Știm acea uh, bagnotă de 20 de lei uh, care s-a introdus acum pe piață recent în România. Statele au printat bani pentru a nu se crea un haos, pentru a nu se crea o criză, mai ales acum în pandemie. Dar acum vedem că ușor, ușor, pandemia a trecut și cam se văd urmările. Uh, după aia ne uităm uh, în lume. Uh, în lume, cea mai mare inflație este în Venezuela. După cum bine știți, în Venezuela, Venezuela de mult timp se aruncau efectiv banii la gunoi. Cred că cu toții am văzut acele imagini. Venezuela, 472%. Bineînțeles, sunt țări mai mici, Siria, Cuba, Lebanon, dar vedem și în Argentina, 50%. Turcia, Iran, Angola, Etiopia, după vedem Moldova, Nigeria, Zambia. Deci inflația ne roade ca ca am prin toată lumea. E bine și atunci ne întrebăm ce se va întâmpla cu cripto când după părerea mea cred că vom vedea uh, un picaj mare bursier și cred că trebuie să se întâmple ceva un declic. Deoarece uh, toate sunt foarte scumpe. Nu știu dacă îl urmăresc pe Răzvan Bălănescu, el, eu îl urmăresc și îmi place de el și explică foarte multe lucruri foarte fain și uh, da este un uh, bubble everywhere. Totul, totul este scump. Am alimentat acum uh, mașina cu șaptele motorina. Înainte să merg în Ucraina era 6, 60, 6, 70 pe acolo și instant acum a sări 7 după o săptămână. Deci vedem vizibil de la săptămână la săptămână cum se scumpesc toate și se vor mai scumpi. Și atunci ne întrebăm cum va arăta piața cripto. E bine, cred după părerea mea că dacă vom vedea o recesiune, văd Bitcoin sub 30.000 de dolari. Multă lume. Uh, spune că nu vom scădea sub 30.000 de, de dolari, dar în contextul în care toate vor scădea, cred că Bitcoin o să meargă sub 30.000 de, de dolari. Adică dacă doar anul trecut când sau chinezii au înlăturat pe toți care minau sau au banat minerii din China și Bitcoin atunci și hashrate-ul a scăzut foarte mult și a scăzut până în 28.000 de dolari. Dacă o să vină o criză, dacă o să vină o recesiune și cred că o să vină, atunci cu siguranță cred că putem scădea și sub 30 de de dolari. Și atunci sfatul meu este să aveți răbdare, să nu puneți pres pe orice mișcare pe termen scurt că deja urcăm în sus și gata, mergem la all time high. Nu prea avem cum să mergem spre noi all-time high-uri, deoarece am avut deja un all-time high și piața trebuie să intre în bear market și a intrat și cred că o să fie un bear market destul de urât. Dar nu este nimic de îngrijorat, este de acumulat cât de jos putem, dar proiectele care ne interesează și foarte multe proiecte o să dispară. Nu știu dacă ați fost în bear marketul precedent, între 2018-2020 și în foarte multe zile piața nu se mișca efectiv deloc, multe proiecte au dispărut și au rămas la suprafață, la suprafață doar proiectele foarte bune. Asta se va întâmpla și în acest an, sau mă rog, în anul acesta și în următorul an. Nu spun că nu vom avea urcări, dar nu vom avea urcări destul de mari. Adică, da, vă reamintiți cum vă spuneam, așa o să fie, da? Tip-til, tip-til în, în bear market. O să avem mișcări în sus, dar mișcările nu o să fie foarte mari, adică scăderile o să fie mai mari decât urcările. Așa este în bear market. Și este de acumulat și de avut multă răbdare în bear market. Și vom vedea cum va evolua Bitcoin. Bitcoin uh, s-a fost creat ca un hedge împotriva inflației. Aici își va da Bitcoin examenul, deoarece Bitcoin cred că va trece printr-o crize și vom vedea cum va reacționa Bitcoin în aceste momente și în acești ani. Asta este pentru astăzi și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Data viitoare!